Un loc de referință ocupă pe prima pagină articolul dedicat lui Ștefan cel Mare și Sfânt, una dintre figurile reprezentative ale istoriei noastre. Lupta sa pentru apărarea dreptății și a țării a determinat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la data de 20 iunie 1992, să-l treacă în rândul sfinților, având ca data de prăznuire ziua de 2 iulie. Tot legat de persoana sa, să amintim că 2004 a fost anul UNESCO Ștefan cel Mare și Sfânt. În pagina a doua a publicației Opinia Națională aflăm de la conferențiarul universitar dr. Sofia Bratu, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, ce este reclama. Potrivit profesorului Haretist, reclama este mijlocul de comunicare, de informare, de atragere și de persuadare a publicului, dar și manifestarea libertății de creație a ofertanților. Atunci când vorbim despre proiecte academice, Universitatea Spirul Haret desfășoară un real interes în acest sens. Din pagina a patra a publicației aflăm care sunt cele mai importante evenimente: proiectul POSDRU, adaptarea curriculumului și a pachetului educațional la exigențele pieței muncii, o nouă dimensiune a calității în învățământul superior economic sau Europa 2020, program masterat în diplomație publică. În această săptămână, secțiunea Valori Românești este dedicată academicianului, arhitectului, pedagogului și restauratorului Petre Antonescu. Dacă pentru mulți poate că numele lui nu înseamnă mare lucru, atunci cu siguranță că lucrările sale sunt mult mai cunoscute. Arcul de Triumf, Palatul Primăriei Capitalei sau Palatul Facultății de Drept, pentru a aminti doar câteva dintre monumentele arhitectonice care s-au păstrat de la Marele Arhitect. În pagina a cincea, Călătoria în lumea artelor vizuale, ne-l aduce mai aproape pe Teodor Vișan. Pictorul a trăit întreaga sa viață în Galați, iar cel mai mult își dorește să lase generațiilor viitoare imaginea portului, conturată foarte bine grație sensibilității sale unice. Mioara Vergu Iordache pune accent în editorialul din această săptămână pe ideea de model social. Din păcate, societatea românească tinde să le piardă pe cele adevărate, prin promovarea de așa zise valori. În aceste condiții se pune întrebarea: pe cine vom mai da ca exemplu generațiilor viitoare?